Dacă spun că tot ceea ce există are o anumită frecvență, tot ceea ce există are o anumită vibrație, se pare că fac un fel de afirmația New Age, dar de fapt exprim doar un simplu adevăr științific. Știi că și Pământul are o frecvență? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că faptul de a fi pe aceeași lungime de undă, pe aceeași frecvență cu restul lumii este extrem de important, asta e tema de astăzi. Faptul că orice vibrează este un adevăr nu doar științific, ci și mistic, pentru că, de exemplu, baza ezoterismului, baza ermetismului, de fapt, este tocmai faptul că orice lucru în univers vibrează, de la cea mai mică particulă la chiar la întregul univers. Orice obiect material sau spiritual are o anumită frecvență și în momentul în care anumite frecvențe se sintonizează, ajungem la o înțelegere mai adâncă a semnificației Universului. Bine, acum 50 de ani s-a descoperit că Pământul are o anumită frecvență, se numește resonanța Schumann, chiar de la omul de știință care a descoperit-o. E frecvența asta, care de fapt o vibrație electromagnetică printre Pământul și ionosfera, are frecvența de 7,83 de Hz. Deci o frecvență extrem de joasă. De ce acest număr este important? Cine are un minim de studii știe că și creierul are o anumită frecvență, și creierul vibrează. Și știe că undele creierului se numesc beta, alfa, teta, delta. E, în timp ce undele beta sunt cele pe care le creează creierul în momentul în care este treaz, există anumite onde alfa care se trezesc în starea de relaxare și în starea de meditație. Chestia asta cu unde alfa are multe implicații pe care nu le putem descoperi aici, aborda aici, pentru că ar merge prea departe. Undele teta sunt cele care le producem când suntem în starea de somn. Ce este interesant? Este interesant că frecvența Pământului, adică de 7,83 Hz, este exact la limita printre undele alfa și undele teta. Deci frecvența Pământului este exact frecvența creierului când se găsește în stare de meditație profundă. Evident, asta nu poate fi o coincidență. Există multe tehnici, unele sunt și branduri comerciale destul de cunoscute, care propun exerciții pe această temă. Dar ceea ce este interesant, că omenirea, înainte să știe ceva despre frecvență, despre unde, despre electroencefalogramă, știa că există o anumită frecvență a creierului în care trupul se vindecă, în care învețăm mai rapid, în care ne simțim mai bine, în care suntem conectați cu Universul, etc., etc., etc. Și nu întâmplător, orice civilizație, mi se pare că deja am exprimat cu conceptul ăsta, orice civilizație în istorie a găsit o metodă sau alta de meditație, de rugăciune, tocmai pentru a accesa această stare a creierului, care, repet, nu este decât o frecvență specifică. Faptul că această frecvență mistică se găsește în momentul în care noi suntem aliniați cu frecvența planetelor, mi se pare de o importanță fundamentală și nu întâmplător, poate știi că există știința chinezească care se numește Feng Shui, care studiază felul în care să poziționezi patul, să poziționezi mobilei, chiar să clădești casa, respectând anumite linii de forță
Pământului. Chestiile acestea nu sunt fantezii New Age, pentru că sub anumite forme au fost demonstrate științific. Eu cred că mi se pare o foarte bună invitație în a explora această stare cu orice tehnică de meditație, pentru că instinctiv vei afla că care este cea mai bună, care îți dă rezultate pe plan personal, în momentul în care ești conectat cu Pământul și cu Universul. Spor la meditație. O zi bună în continuare.